Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. Sila, întâlnirea noastră cu Halil a fost soarta, nu o coincidență. Dar nu a înțeles. Slatercolo continuă să facă declarații despre care se va vorbi mult. Părți din interviul pe care l-a acordat revistei Episode continuă să fie distribuite. Părțile partajate anterior pe care 6 le-am împărtășit în videoclipurile noastre anterioare. Acum, răspunsul lui Slatercolo la o întrebare a fost foarte comentat. Slatercolo a fost pusă o întrebare despre serialul pe care a jucat-o anterior și despre personajele pe care le-a interpretat. Iată răspunsul lui Slatercolo la această întrebare. Răspunsul lui Slatercolo la întrebarea ce părere aveți despre rolurile pe care le-ați jucat înainte este următorul. Nu cred că aceste lucrări sunt o coincidență. Sunt destinul nostru și îi mulțumesc destinului meu pentru toate experiențele mele, pentru că m-au adus la aceste puncte. Cu această declarație, Slatercolo vorbește despre cât de valoroasă este relația ei cu Halil Brahim Ceyhan. Indiferent de ce, acceptă aceste experiențe ca pe o realizare. Evident, sunt de acord cu tine. Bun sau rău, amar sau dulce, suntem acolo unde suntem datorită tuturor experiențelor noastre. Ce părere aveți despre acest subiect? Sunteți de acord cu Slatercolo? În opinia dumneavoastră, Slatercolo a spus aceste cuvinte pentru cine? Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!